bună seara, dragi prieteni. Erau pregătită să mă pun să dorm, pentru că sunt obosit, am umblat toată ziua. Umblu pentru problema la mea, la avocat, la ăia, da? Și primesc telefon, îmi spune Alin că ce vorbește patrona de mine. Vedeți ce femeie e asta, femeie bătrână. Zice că e credincioasă, ați vedeți ce porcării poate să scoată din gura aia. Dacă face așa, nu mai mă duc acasă, mă lipsesc de tot. Mă lipsesc, eu nu aveam de gând să mai intru, să mai filmez, să mai fac nimic, pentru că nu aveam, nu eram într-o stare de aia bună să vorbesc. Face prea de tot, prea urât, eu nu mai mă duc de sărbători acasă. Nu mai mă duc deloc. Păi dar am plecat bine de acasă, n-avea nimic, dar ce criză a apucat acum? Dar ce are cu mine? Ce bărbat am cerut? Bărbat tineri ce vorbește, nu este rușine. Cui îi pune ea parte de aici? Dacă fiesa a plecat, dar hotelul s-a distrat, de ce sare pe mine? Dar ce am făcut? De-aia am făcut nimica. Doamne ferește, eu n-am văzut așa ceva de când sunt. Pentru vizualizări face așa ceva, Leo, pentru bani. Eu promit că o să mă las, nu mai filmez nimica. Eu nu mai vreau să intru în scandalul ăsta cu ei. Eu m-am săturat de tot. Să scap de problema mea care sunt și... Prezitul mă face ceru, prezitul, n-am văzut așa ceva femeie ca asta în viața mea. Asta e soacră. Care mai zice să mă împac cu Leo și cu soacra să vorbesc frumos și le puneți parte voi? Că e soacră mea, că m-a crescut, că mi-a dat de-a mâncat, am primit mesaje de la voi că îmi spuneți mie că de ce nu vorbesc frumos cu soacră mea. Că m-a crescut, că îmi dădea să mănânc, că așa eram pe drumul. Eram pe drumul și am chinuit și anii mei, unde sunt unii am pierdut acolo singură? Cu care bărbat am plecat eu? Care bărbați? Cu care bărbați am fost? Să le dea Dumnezeu să ajungă și ei ca mine așa, să fie fără nimeni singuri, așa cum sunt eu sfântă. Să le dea Dumnezeu să le arată Dumnezeu de sărbători acum. Poate polarizează. Îți prea de tot. Femeia aia prea de tot vorbește. Prea de tot, nu depresie, nu mai suport. Nu mai suport ce vorbește soacra mea. Soacra mea! Soacra mea, patrona de la Strihaia. Mă duc acasă de sărbători, mai mănânc ceva, mai fac pregătiri cu ea împreună acolo. Facem împreună, nu mai mă duc deloc, mai bine mă duc și mă spânz, mă mor mai bine. N-are niciun rost. Eu aici vă văd, să văd ce fac, să fac cumpărături, să fie totul bine, să cumpăr. Să-i cumpăr ce trebuie, să nu lipsească nimic, să fac frumos. Dar cu cine? Cu cine fac eu așa ceva? Cu cine? M-am pus să dorm și nu aveam odin, acum să dorm, din cauza ei. Doamne ferește, n-am pomenit așa ceva, care îi pune sparte și ziceți patroana de la Strihaia. Păi e posibil să vorbească așa ceva, porcările alea să facă din mâini, așa de urât? Păi ce apucă? A nebunit? Nu mai judecă? Păi nu mai ținem cont de nimic pentru bani, pentru vizualizări. Să nu mai ținem cont de nimic, să facem bani. Hai să ne dăm în cap acum, să ne omorâm pentru bani. Pentru bani. Banii se duc, dar ea cu mine nu are trăit niciodată, în viața ei. Și când o cădea la pat și o zicea, ce zice, că am grijă de ea. Nu am nici grijă de nimeni, o să plec în lume. Mai bine mă duc, Doamne ferește, mă duc la pușcărie să mă văd liniștit acolo, decât așa. Doamne, n-am văzut așa ceva, Și voi le puneți parte și ziceți că ei, că ei sunt de vină. Cu ce sunt de vină că am plecat cu copilul meu în lume? Să mă descurc? Pentru ce? Am plecat. Am plecat după bărbat, am plecat singur cum am plecat aici unde a luat-o toată lumea, la rând. Că nu pot să vorbesc prostii. De ce m-a condamnat pe mine? Pentru ce? Ce am făcut eu? Cu ce am greșit? Că am stat acolo și nu m-am măritat. Că trebuia să mă mărit, să nu-și bată joc de bine femeia asta. Femeia asta e lucru dracului, prea de tot. Eu n-am văzut femeie ca asta. Să-mi pară rău de ea. Doamne. Vreau să merg sâmbătă acasă, nu mai merg deloc, nu mai trebuie niciun Crăciun, nimic, să mănâncă ea râzele, să mănâncă ea tot. Tot să mănâncă ea. Ești bun numai când faci și când nu faci o zi, două, nu mai ești bun, gata, la gunoi. Așa consideră ea. Pentru banilor vizualizările care le fac să mă facă de râsul ăsta, prea de tu mă faci pentru bani. Nu mai ține cont de nimica. Dar e totuși bază de mine. A fugit fiesa, am căzut eu în camparea ei și eu sunt tot la fel. Dacă a fugit Olga, a făcut Olga cu ăla așa și eu sunt tot la fel. Nu știu ce să fac, să iei la înțelege, nu știu cum să fac. Nu, e prea de tot. Bă, nu mă lasă liniștită să mai trăiesc, să respir. De ce vrea să mă omoară mai înainte? Pentru ce? Pentru ce a făcut nebunia asta în seara asta? Pentru ce a făcut-o? Pentru ce? Câți bani ia din YouTube? Că nu ia bani mulți. Pentru ce? Crede că toată viața trăiește de acolo? De la YouTube?
Prea de tot își bate joc. Prea de tot oamenii ăștia nu sunt normali la cap. Nu sunt normali la cap, au luat-o cu tot strihaia. Spune numele și la aia, și la ăla, și la ăla. Păi ce vrea să facă? Scandaluri mari? Ce vrea să facă? Pentru ce facem asta? Pentru ce am ajuns aici? Că am plecat să pot să mă descurc, să fac ceva, să nu mai stau acolo, să mă omor. Să nu le dau casa. Nu le-am dat casa. Le dau și casă și tot, numai să mă văd scăpată, să nu mai aude ei în viața mea. Nici moartă să nu mă să vadă moartă într-o să nu mă vadă. Așa prefer, să mor singură. N-am nicio înțelegere cu ei, nu mai îmi trebuie bărbat. Să fiu, vă împăcat cu fiul său, că el s-a întors la mine după 30 de ani, s-a întors la mine. Nu mai îmi trebuie bărbat, am zis, m-am obișnuit singură și atâta, nu mai vreau. Dacă nu mai vreau, nu mai vreau. Mai bine mă simt așa. Ce trebuie să le iau cu forța? Să mi-l bagă ei pe gât cu forța. Ei, de ce nu l-am luat cu forța când vroiam eu? De ce nu l-am adus cu forța? Părinții mei, de ce nu l-au luat cu forța să-l judece, cum judecă ei acum, ce vorbesc și de Alice și de tot? Și spune tot. Aici era problema noastră, nu era problema să complică ei toți și pe Alice și pe toți și vorbesc de toți. Îți prea de tot nu judecă nimica, absolut nimic nu judecă. Îți duci cu capul ăștia. Ăștia nu sunt normal, nu știe ce să mai facă, să facă vizualizări. Pentru ce? Pentru vizualizări facem așa ceva, ne răsuim prea de tot. Doamne ferește, n-am văzut așa ceva. Oamenii ăștia nu sunt normali la cap. Nu am cum să mai merg acolo. Nu am cum. Nu putea să ia pe fesa, pe furii, să-l judece, să-l întrebe unde a fost, ce a făcut, să nu mai pronunță numele meu, să mă facă pe mine de râs acum seara asta. Să nu pot să mai dorm din nou toată noaptea, iar, iar de la capăt o iau. Am vrut să dorm, am stins becul, gata să dorm. Doamne, nu m-aș doamne așa ceva să facă soacra mea așa ceva. Soacra mea bătrână, soacra mea dă vorbele gineale, dă prea de tot, nu mai ascunde, nu mai se ferește că nu e voie să vorbească așa. Că aude lumea, nu mai ține cont de nimica. Eu sunt cârba ei, am făcut acolo ce am făcut când am spălat oalele. Și problemele mele care sunt, cine mi le rezolva? Ei, de acasă? Cine mi le face? Le face ea. Ce-mi face? Îmi face pachet la pușcărie. Mă doare pe ea, ceva. Doamne, doamne, nu. Doamne, ce mă judecă, doamne. Fără să mă cer cu ea, nu m-am luat cu ea în gură, am plecat bine. Am plecat bine, n-am făcut nicio discuție. Și după aia, păi ce, cum așa? Să mă trezesc cu niște vorbe așa. Păi, doamne, fi cum să suport eu așa ceva de sărac, sărac, până când sărac? Că am răbdat atâția ani de zrăci, n-am spus nimica. Nu am spus nimica, nimica, am răbdat totul să fie bine. Să nu plec de acolo din casă, să nu mă despart de nepoți și de copiii mei. Să nu-i las. Ce tot are cum e de mine? Păi Dumnezeu nu vine de sus. Că tot ia de mine, tot ia de mine. Până când? Păi până când? Până când? Că nu mai suport nici eu. Că mai bine prefer să mor decât așa. Doamne ferice, păi vin sărbătorile, nu lăsăm și ea să fie frumos să facem. Măcar acum. Acum că sunt de sărbătorile, că m-a făcut destul de răs. N-are treabă cu fata, are treabă cu mine, are ceva. Are cu mine ceva. Să mă duc acasă să mă văd în ochi. Gătim împreună, ce facem atunci? Suntem împreună, prieteni. Chiar nu am năcaz așa pe Leo, mai vorbești, ne certăm. Da, prea de tot vorbește aia bătrână. Aia bătrână cu Olga m-au disperat de viață. Prea de tot. Teroare îmi dau, teroare îmi dau. Când au vocea lui, când încep și vorbesc, evit, nici nu vreau să văd. Prefer să aud de la cineva să-mi povestească ce au zis, să nu mai mă uit, pentru că de bune simt că iau rana. Nu mai pot. Nu mai pot. Nu mai pot. Uite, ziceam să mă duc să fac cumpărături, să fac și eu, să fac treabă. Cu cine fac treabă? Cu cine? Că n-ai cu cine acolo în curte, în casa aia. N-ai cu cine, nu mai. Acolo sunt blesteme, sunt farmice de fac așa. Sunt farmice pe capul lor. Tot eu sunt de vină, s-a dus Olga, s-a distrat frumos la hotel și eu sunt de vină, unde am stat aici, unde n-am ieșit odată singură în oraș. N-am ieșit odată cu taxiul să mă duc odată. Doar cu Alina am fost împreună, oriunde, oriunde. Nu m-am dus să mă distrez, n-am căutat bărbați tineri. Cine i-a spus ei asta, bărbați tineri? Vai de capul ei, femeie bătrână, nu se gândește că e și ea acum. Să-ți fiți, nu poți să vorbească frumos. Femeie bătrână, la ce femeie văduvă, să face de râs și ea. De ce să face de râs? Ca să ia înjurături de la lume. De ce face așa? Să-mi pară rău de ea, cine mai îmi spune din fan, chiar vă mă supăr pe voi. Nu mai postez nimic, mă las de YouTube,
Nu mai întrebe nimic. Și vrea să stau liniștită cu tot ce am înainte. Și nu știe nimeni absolut nimic de mine. Păi dar voi mă cum dar n-ați primit și puneți parte la femeia aia când mă freacă atât de mult? Cum așa ceva? Păi voi nu vedeți? Păi cum dați mie mesaje, o grămadă de mesaje, că eu sunt vinovată, că eu am făcut așa. Cum mă condamnați voi așa? De ce? Cu ce am greșit eu? Când am plecat, nu m-am măritat, nu m-am distrat și am stat închis așa în sufletul meu și am plâns nopți întregi și n-am spus la nimeni. De ce faceți așa? De ce mă judecați voi pe mine? Păi voi nu vedeți ce face aia, bătrână? Că e bună. Vrea să mă bagă în pământ, ea mai devreme, să mă bagă, să fac o groapă, să mă bagă, mă vie așa, să mă bagă, nici nu așteaptă să mor și mă bag acolo. Sunt prea de tot, prea de tot, nu mai suport. Sunt prea de tot. Am fost proastă că am așteptat. Și nu m-am dus dracul să fie, m-a dus dracul tot înainte. Tot înainte să fie vers. Să nu mai mă uit înapoi. Deloc. Că nu merită. Nu merită dacă stai. Și cu minte nu merită deloc. Pentru că mă vinovățesc și degeaba. Pe dreptatea mea, pe sinceritatea mea. De ce? De ce îmi fac deja? Îmi pune tot orașul, toată lumea în cap. De ce îmi pune lumea în cap dacă nu e așa? Doar Dumnezeu de sus știe adevărul. Și Dumnezeu o să facă dreptate până la urmă. Nu o să rămână așa. Toată speranța mea e în Dumnezeu. Atât. Eu n-am nicio cinste cu ei, nimic, nicio împăcare. Și am zis că nu mă împac cu leu niciodată, nici moartă. Nu-mi trebuie bărbat. Nu mai îmi trebuie. Ce dat a plecat și a făcut de cap. M-a lăsat cu toate problemele pe cap. Cu totul m-a lăsat. M-a lăsat datoare peste tot. Ce să mai fac acum cu el? Să ne plânge unul pe altul acum de sărăcie. Pentru ce? Nu mai îmi trebuie și gata. Dacă trăiesc bine, dacă nu trăiesc și gata, mă duc în pământ. Atât copiii mei sunt mari. Să aibă ursul grijă de ai lui și al ei și tot așa. În tine, să fie ei sănătoși. Pentru mine s-a terminat totul. Pot să mor și acum. Mie nu-mi pare rău. Nu știu ce să vă mai zic. Nu mă așteptam așa ceva. Chiar am zis că vreau să dorm. Să dorm pentru că nu prea am putut să dorm deloc. Nu pot să dorm, că am problemele mele. Mă gândesc în toate felurile. Mă gândesc cum să ajut, cum să rezolv toate problemele. Mă gândesc pe toate părțile. Eu mă gândesc la toți. Dar la mine cine se gândește? Nimeni. Dar copiii mei care mai țin cu mine atât. Că rest. Nu mă prefac, dar nu aveam decât să vorbesc nimic. Nu vedeți că eu mă schimba să zăm dor. Că așa dor. Nu m-am pregătit pentru filmare, nu nimic. Dar când am auzit, n-am mai putut să rezist. Nu pot. Nu mai zice să mă împac, nu mai zice să vorbesc frumos cu soacra mea, că nu merită. Nu merită nimica. Nu merită că ea nu se gândește la mine cât am trăit eu și am suferit. Ea nu se merită nimic, ea nu se gândește că am și o condamnare. Ea nu se gândește să mă ajută cu ceva. Ea a zis că, zicea ca să vadă Fanny, că dau un galben din ăla unde să vlăudau cu galbenii aia, învârteau, îngăureau, făceau ce făceau cu ei. Mi-a dat ea vreun ban? Mi-a dat. Și acasă când eram, luam pe datorie de la toate magazinele. De la toți luam pe datorie să trăiesc, să sunt nepoțin. Îmi dădea mama și tata când trăia din pensie. Că lua tata pensie, îmi dădea bani. Ea nu îmi dădea. Ea când avea galbenii, îi schimba și îi trimitea pe furici, nu fiul său. Să aibă doar fiul său. Și eu sufeream. De multe ori nu mai mâncam. Să mănâncă copii ai mici. Știe cineva prin câte am trecut, voi nu știți nimica și nu m-am mai condamnat, că voi nu știți problema mea, situația mea. Voi nu știți ce am eu în suflet, nu știe nimeni. Doar Dumnezeu de sus știe adevărul. Nu mai dați mesaje și mă judecați și voi. Nu mai spune nimica mai bine, mai bine nu mai comentați, mai bine nu vă mai uitați la filmulețele mele și gata. Nu mă mai jigniți. Că patroana femeie credincioasă, femeie bătrână, să o respect, că m-a propus, m-a pus bine la pământ. M-a pus la pământ. Dacă avea bani atunci de mult, de ce nu-mi achita curentul, să nu rămân eu cu procentele pe cap? De ce? De ce nu dădea și lăsa să-ți adună bani mulți? De ce? Pentru că n-a vrut. Că știa că pe numele meu să facă mie rău. Așa a vrut ea. Vă mulțumesc. O seară plăcută. N-am ce să mai zic.